Bun găsit! Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 1 ianuarie de la 800 la 850 de lei pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună, reprezentând 5,059 lei pe oră. Odată cu creșterea salariului minim brut, crește și valoarea punctului de amendă, ce reprezintă 10% din salariul minim brut, de la 80 la 85 de lei. Potrivit Mediafax, demajorarea cu 50 de lei a salariului minim de la 1 ianuarie vor beneficia peste 804.000 de salariați, dintre care aproape 240.000 din sectorul bugetar și 566.000 din sectorul concurențial. De asemenea, începând cu acest an, se indexează și valoarea punctului de pensie cu 3,76%, ceea ce înseamnă o majorare de până la 790,7 lei. Aurul s-a devalorizat în 2013 pentru prima dată din 2000 și a înregistrat cea mai abruptă scădere de preț din ultimii 32 de ani, odată cu îmbunătățirea perspectivelor economiei globale, revenirea burselor și inflația limitată din statele dezvoltate. Astfel, după 12 ani consecutivi de creștere puternică, cererea pentru aur ca investiție cu grad ridicat de siguranță a fost erodată, iar activele fondurilor de investiții pe piața aurului, fondurilor colective închise și titlurilor de valoare bazate pe metalul prețios au coborât la minimul ultimilor 4 ani, odată cu retragerile unor nume mari, printre care miliardarii George Soros și John Paulson. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar. La revedere!